Vă salut! Au început ploile la noi și se anunță niște zile mai reci, cu nopți cu temperaturi spre 0 grade, se anunță și ninsori, se strică vremea. Aceste preprețe le-am scos afară. Se pregătesc, văd că e seară și se pregătesc de culcare. Așa dorm, desuite una într-alta, aici pe nisip. Am găsit doar pe culoare alb. Una dintre ele are un defect la un picior. Așa mi-a vândut-o. Patru bucăți. Le țin aici alături de turturile diamant. Se înțeleg foarte bine. Sunt foarte cuminți. Le-am scos afară acum 2 săptămâni, cred. Când vremea a început puțin să mai încălzească. Au fost crescute... Sunt tinere și au fost crescute înăuntru. Și le-am ținut și eu o lună înăuntru ca să nu le scot direct afară, să nu erau aclimatizate. Erau crescute afară și n-am vrut să risc să le pun direct afară, așa că le-am ținut pe perioada mai rece. Pe perioada mai rece le-am ținut înăuntru. O să stea aici afară tot anul. Nu se deranjează deloc alături de turturile astea diamant. Am primit de la un prieten din Baia Sprie, îi mulțumesc pe această cale, domnului Zoltan, am primit niște ouă de prepeliță pitică chinezească, le-am pus la incubat, sper să scot și alte culori. Îmi plac aceste prepelițe mici, sunt cea mai mică specie de prepelițe și aș vrea să reușesc să scot și alte culori, să țin aici mai multe prepelițe în această volieră care este destul de mare. Până la clipul următor, numai bine și sănătate la toată lumea vă doresc! Thank you.